Hotelurile și pensiunile din Bran Moeciu rezervate în proporție de peste 70%. Mii de turiști și-au făcut deja rezervările în hotelurile și pensiunile din zona Bran Moeciu. Cei care vin aici în perioada sărbătorilor pascale vor putea desfășura o serie de activități, mai ales că se anunță vreme frumoasă. Gradul de ocupare este 100%, camerele sunt ocupate, deci nu mai avem niciun loc liber. Costă 900 de lei două persoane cu demi-pensiune, a declarat un administrator pensiune. Altul spune că sunt foarte multe momente pe care le organizează pentru copii, de la concurs de pictat ouă specific Paștelui, până la hore, la momente în care sunt învățați să danseze hora sau brașoveanca și astfel succesul este garantat. Rezervările pentru Paște au început încă din luna ianuarie. Un sejur de 3 zile pornește de la 90 de euro și poate ajunge până la 150 de euro de persoană.